A cincea zi a invaziei Rusiei în Ucraina, armata lui Vladimir Putin continuă asediul asupra principalelor orașe din Ucraina. Președintele ucrainean Vladimir Zelensky le-a cerut soldaților ruși aflați în țara sa să depună armele. Nu-i credeți pe comandanții voștri, nu-i credeți pe propagandiștii voștri, salvați-vă viețile, simplu. Zelensky a susținut că 4500 de soldați ruși au fost uciși până acum în timpul invaziei. Ministrul Sănătății din Ucraina a menționat faptul că 352 de civili, dintre care 13 copii, au fost uciși de la începutul invaziei Rusiei în țara sa. ONU a precizat tot astăzi că 102 civili au fost uciși în Ucraina, dintre care 7 copii, existând și 304 răniți, dar a avertizat că cifrele reale sunt considerabil mai mari. Ce părere să zic? Numai să nu ne afecteze și pe noi, asta e interesul. Acum... Să nu ajungă și la noi războiul. Să nu ajungă și la noi în țară. Acum, ce tratative s-o duce? Față conducerea țării, guvernul, cum se implică? Da, adevărul ăsta că este cam teamă, că nu se știe niciodată ce se întâmplă. Nu credeți că se va sfârși acest... Când cedează Ucraina, Ucraina când trece la URSS-ul, atunci se va sfârși, până atunci nu... Cei mai mulți dintre civili au fost uciși în timpul exploziilor, în urma tirurilor de artilerie, a lansatoarelor de rachete și ale raidurilor aeriene, a informat ONU. Rusia vrea să ajungă la un acord cu Kievul în urma discuțiilor de astăzi, a spus negociatorul Kremlinului, Vladimir Medinsky, punctând: în fiecare oră în care conflictul se prelungește, mor soldați ucrainieni. Sunt deschiși la un acord în interesul ambelor părți. Dacă nu știu, ai... generale, dar eu de unde să știu? Vă este teamă că ar putea ajunge și la noi în țară? Nu are cum. La noi în țară nu are cum să ajungă, că e NATO. Suntem în NATO și ne ferească Dumnezeu de război. Nu e bine. Nu e bine, dar normal. Normal, nu este bine. Credeți că ar putea ajunge și la noi în țară? Nu. Nu. Nu, că deocamdată suntem în NATO și nu. Nu ajunge. Dar e Putinul ăsta, e rău. Aviația rusă a câștigat supremația aeriană asupra întregului teritoriu al Ucrainei, a declarat astăzi generalul major, purtătorul de cuvânt al Ministerului Rus al Apărării, potrivit CNN. Armata rusă a dat asigurări că civilii pot părăsi liber Kievul, acuzând totodată puterea ucrainiană că îi folosește ca scuturi umane.